Perisică, golul incredibil, dar nu știu dacă mai putea pentru că deja fluiera să startul meciului. Salutări tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod, nou sezon de Superliga. Pentru mine e prima partidă, deși până la ora asta s-au mai jucat două meciuri. Noi am venit la UTA Arad cu Rapid București. Suntem aici pe Francis Neumann și se anunță un mare meci. Ambele echipe cu multe transferuri noi în echipă, ambele echipe dornice de victorie. Un plus, din 2007 UTA Arad n-a mai câștigat aici pe Francis Neumann, așa că are de demonstrat și trebuie oarecum să-și ia revanșa în fața Rapidului. Iar ultima victorie a UTA în fața Rapidului datează din 2008, deci au trecut foarte mulți ani de atunci. Haideți să vedem dacă UTA reușește să-și ia revanșa, am ales că în ultima partidă dintre cele două echipe a fost un 4-1 pentru Rapid. Eu sunt X-Breaker, voi dacă vreți să asigurați, nu uitați să apăsați ton de like. Nu uitați că la pauză avem și un mare challenge pe teren cu câțiva băieți, unde pot câștiga super premii. Bucurați-vă de fotbal și hai să vedem ce se întâmplă în meciul ăsta, zic eu, unul dintre cele mai importante și mai frumoase ale primei etape din noul sezon de Superliga. Robert Pop a fost un jucător al celor de la FCU Craiova. Probabil astăzi titular în partea celor de la UTA Arad. Hai să vedem dacă te recunoaște. Priviți și pe domnul Șucu. O să încerc să o să faci o poză. Hai, rapidiști, ies la încălzire. E ok, puteți face, vreau să fac și eu. Este cel care introduce echipa arădeană. Hai, intră și Arad. Haideți, mi-am schimbat și outfit-ul. Mi-am luat un tricou cu UTA Arad pentru că astăzi UTA învinge. Cum vi se pare tricoul ăsta? Eu zic că îmi stă destul de bine. 2-1 pentru UTA astăzi la Celotau. Eu zic că astăzi produc surpriza și după foarte, foarte mult ani reușesc să câștig în fața Rapidului. Meciul se încălzește de la UTA Arad. Venim aici la umbră, 40 de grade afară, un cal teribil. L-avem și pe domnul Alex Rab, care mi-a furat vesta. Vă salut, domnul! Am venit la meci dumneavoastră? Am înțeles. Cu siguranță. Sunteți domnul care a făcut poza cu Ghiteze, nu? Da, corect. Este un jucător al Rapidului, Costache. Astăzi e primul meci pentru UTA exact împotriva fostei sale echipe. Galeria celor de la UTA Arad, ușor, ușor, altiplina. Astăzi se anunță un meci sold out. 11.500 de spectatori așteptați la stadion. Da, probabil avem 11.000 pentru că e acel sector în care trebuie să fie liber între fanii arădeni și fanii giuleșteni. Dar priviți aici, o să fac o atmosferă nebună. Noile transferuri pentru UTA Arad: Van Durman de la FCU, Râpă, Dumiter, Popa, Halaf, Iliev, Mabea, Kadiri, Câmpanu, Costache, Cristea și Borcea. Și iată, asta e și programul meciului tur. După UTA se deplasează la Arad. În ultima etapă a turului cu Dinamo, pe Arcul de Triumf. Băieți, încă-ți la încălzire. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man. Lock and load. That's right. I swear to God that I could drop you, bro. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Un gest frumos. Galeria Giuleșana Arhipilă și aici la Arad. Priviți câți au făcut deplasarea. Galeria Arădală, care este senzațională.
ce boxa asta aici, după ce că e pusă foarte prost, bâne și în cap, bâzie de, zici că a pus la de insecte, să zboare insecte, nu mai pot, mă doare cap. Dar bună intervenția aia. Avem și pe Nea Mircea aici, destul de agitat. Frumoasă acceptare. Nu, Popică scoate bine. Suporul rapidii s-a dus în cealaltă parte a tribunei, cred că este foarte cald acolo, într-adevăr, jandarmii fac semn să se întoarcă, dar nu ar trebui de rămâne acolo, pentru că e ok, dacă i-ar lăsa acolo și n-ar produce incidente, e ok. Nu e bună centrarea, nu e bună. Pauză de hidratare, am înțeles că vor fi două pe repriză, una minutul 15 de un minut și altul 30 de 3 minute. Atmosfera e frumoasă, ambele galerii la cote maxime, îmi pare rău că nu prea se aude ce zice galeria Rapidului, acolo sunt destul de departe, fiind și aproape aici de Ardeni, nu se înțelege ce zic giureștenii, dar frumos, lumea a venit la stadion, stadionul e plin, acum așteptăm golurile. Corner pentru Rapid. Cineva are nevoie de îngrijiri medicale în tribuna Ardeană, în peluză chiar. Ce ratare are Uta! Care oi, 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 ce ratare Ardei, într-adevăr, arbitru asistent, ridicase fanionul, dar până la urmă nu se știe, intervenea varul, poate era gol, mai știi? Contra-atac, Rahmani, pericol aici. Haideți
să vedem corner ăsta la Rodelino. Se vine la scurt. E bună, e bună. Final de prima repriză. 1-0 pentru Rapid. Pregătim ușor, ușor de challenge. Am dat aici pe teren. O să mergem la jumătatea terenului, unde va fi o țintă. Iar băieții de la 16 metri va trebui să dea cât mai aproape de centrul țintei, care se află la mijlocul terenului. Dacă reușești să dai acolo în centru, ai luat 5.000 de lei. Dacă nu, vor primi un tricou oficial de joc cu UTA Arad. Sau un caz în care nu reușești să nimerești deloc ținta, vei primi un tricou cum am eu acum cu UTA pe mine. Haideți să vedem, ne pregătim, trebuie să aranjăm aici frumos ținta. Avem mingile pregătite, avem totul pregătit. Îi avem și pe concurență aici alături de noi. Uitați, premiul de 5.000 de lei. Haideți să vedem dacă vor reuși să numerească centrul țintei acolo. Bun, acum suntem pe teren și haide să vedem cum se pregătesc. Repede, 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 cum se pregătește challenge-ul ăsta. Să vedem cum arată ținta asta. Chiar vreau să văd cum arată ținta asta. Asta e ținta Superliga. Țintarul Superligii. Acolo în centru cine dă a luat 5.000 de lei. Tricou oficial. Și aici un tricou exact cum am eu pe mine. Băieții sunt pregătiți, cum spuneam acolo, au câte 3 mici de culori diferite. Haide să vedem. Haide să începe. Nu s-a nimerit ținta. Trebuie să nimerești ținta. Ideea e că trebuie să nimerești în perimetrul ăsta roșu. Hai să vedem. Op, 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 op. Mai ușor. Mai ușor. Hai, ultima minge. Cred că asta e mai bună. Asta e bună, asta e bună. Oi, tricou pe centru, nu cred. Bun, are tricou oficial de joc, asta e clar. Ai, cât de aproape a fost, exact pe centru. Incredibil, incredibil cât de aproape a fost. Avem un nou executant. Mingea vine, cam ușor. S-a oprit, direct, traiectoria e bună. Hai să vedem. Asta o să ia, asta o să ia, asta o să se oprească bine, fiți atenți. Fiți atenți, nu cred. Posibil să prindă și el un tricou oficial de joc. Atins acolo, vedem. Și ultima pentru cel de-al doilea concurent. A trecut. Rămâne cu mingea asta cea mai aproape. Și haideți să vedem ultimul concurent. Ultimul concurent. E bine. Ai, cam tare, cred, totuși. A depășit. Hai să vedem, încă două încercări. Încă două încercări pentru el. Vreau să mergem așa ușor. Prea ușor, prea ușor. Mai avea, mai avea, mai avea, mai avea. Și ultima încercare. Ia fiți atenți, nu cred. Ai, cât de aproape s-a oprit. Cei 5.000 de lei nu s-au dat, dar vor primi tricouri oficiale de joc cu UTA Arad și unul cu UTA Arad exact cum am eu pe mine. Unul așa. Hai, câte două cuvinte scurte. Cum ți s-a părut experiența aici la Arad? Foarte faină, mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă experiența asta. Mersi și eu, mersi că Alexandra, ai participat. Te pup. Cum ți s-a părut? Inițial ai avut emoții, așa, n-ai vrut să participi. Da, ceva unic pentru mine, nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Regres că ai făcut asta? Niciodată, niciodată, mai ales că pe stadion la UTA. Corect, frumos, echipa de suflet. Da. Mersi și eu. Și al treilea participant de astăzi, cum ți s-a părut experiența astăzi mulțumim pe stadion? Mulțumim foarte mult pentru oportunitate, foarte frumos, cu mare emoții. Mersi mult și eu. Mersi. Hai, dacă băieții n-ar să ia premiul de 5.000 de lei, mă duc eu cu el acasă, că nu e rău. V-a pupat. Conform VAR, trebuie să mai dăm un tricou oficial de joc. Cei doi băieți a atins acolo puțin. Nu suntem chiar indulgenți la maxim. Merge să-i căutăm pe băieți, să-i dăm tricoul oficial. Nu știe asta, dar hai să vedem pe unde. Analiza VAR, corect. Uite. Băieții, conform analizei VAR, tu ai atins linia albă. Tricoul ăsta oficial de joc e al tău. Rămân amândouă. Hai să vedem cum arată tricoul. Frumos. Analiza VAR. VAR-ul e și la noi chiar. Mersi. A început repriza a doua. Mergem să vedem ce se întâmplă. UTA are de întors un rezultat. Să vedem dacă va putea să facă asta.
Dortmund. A dispărut, nu știu ce s-a întâmplat cu ea, dar nu înțeleg de ce. Mie chiar îmi plăcea. Cred că e faul ăsta, eu zic că e faul. Așa vedem contraatacul Utei. Bravo, nu iese șutul. Supărat acolo Rahmani, se contrazice cu Emers. Prețul la bilete, vreți să scrieți pe acest banner, prețul la bilete merită salarii și datorii neplătite. Vă supărați, arată din punța de vedere. Încă 10 minute până la finalul partidei, în continuare 1-1 între Uta și Rapid. Rapid a deschis scorul prin Brown, după care Câmpanu reușește să restabilească egalitatea cu 60 și de atunci Rapid a avut vreo 2 șanse, însă Popică, un acum superb, la gol n-avea ce să facă, dar totuși Rapidul nu mi se pare că arată bine, sincer. Să vedem, 5 minute până la final. Uta are 2-1 cu Rapid. Să vedem, se întâmplă ceva acolo. Cred că s-a dat de mic cap. Hai să vedem. E var! E var! E var!
UTA Arad. Se verifică golul incredibil, dar nu știu dacă mai putea, pentru că deja fluierasă startul meciului. Hei, Dumnezeule, 5 minute de la margine, dar ideea e că, deci, nu cred că mai ai făcut și faza. Nu cred că mai poți, ai fluierat. Repriza a doua se prevește cu cel puțin 5 minute. Vor fi mari cercuri, vor fi mari cercuri, nu înțeleg ce a făcut Pălțescu. Asta, dacă se va întâmpla așa, e o eroare mare. S-a luat golul, incredibil! Golul se anulează, dar a fluierat! Nu trebuie mai cum să mai anulezi! Incredibil, ce eroare mare a lui Pălțescu! Ei, și scandal mare ce va fi! Scandal mare ce va fi aici! Cartonașe galbene arătate în teren acolo, Pălțescu a pierdut de sub control meciul ăsta pe final după eroarea asta pe care o face. Ok, decizia poate e corectă, faut, eu n-am văzut, n-am reușit să mă uit la revoare, dar e că din câte știu eu regulamentul, nu-ți mai permite momentul în care era startul să mai duci faza. Vedem! S-a terminat meciul 1-1 aici la Arad. Putea aproape să nimeresc acel 2-1. Calitate întâlnirea cu Rapid București, 1-1 este scorul final. El este unul dintre cei care primesc o minge din partea organizatorilor, urmând ca să mai primim multe, multe alte surprize din partea celor care... de toată peluza. Camera de asta de vlog, o pun pe umăr și vin la stadion cu ea să filmez în tribună. Ce ziceți? Da, prieteni, 1-1 între UTA Arad și Rapid. Haideți că n-am bătut degeaba drumul de la București până aici. Am văzut două goluri, de fapt am văzut trei goluri, dar unul a fost anulat. Ideea e în felul următor, aventura noastră nu se oprește aici. Mâine merge la CFR Dinamo, unde se anunță la fel o nebunie de meci. Eu cred că acolo vor fi mai multe goluri decât aici, dar hai să vedem dacă Dan Petrescu pune acolo altireria grea cu Dinamo sau cine știe, poate avem parte și de o surpriză acolo la Cluj. N-am fost niciodată pe stadion celor de la CFR Cluj. Eu am fost Breaker, vă invit să apăsați domnule like, mulțumesc celor de la Superliga pentru că au reușit, prin ea am reușit să facem acest challenge și prin ea am reușit să ajungem și aici. Nu uitați să dați un follow acolo pe pagina de Instagram xbreaker.oficial, dar la fel și la Superliga România. Eu am fost Breaker, bucurați-vă de fotbal. Pa, pa!